Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o emisiune dedicată centenarului Marii Uniri. În această după-amiază vom discuta despre cărți, despre cum s-au schimbat obiceiurile românilor în ultima sută de ani în ceea ce privește cultura, cititul, despre marile proiecte pe care le pregătesc librăriile și bibliotecile pentru acest an aniversar. Și am invitat trei distinse doamne să discutăm despre acest subiect. Ce titluri n-ar trebui să ratați anul acesta? Ce cărți au făcut furori în România recent? Și nu neapărat mă refer doar la anii recenți, de-a lungul anilor. Le salut pe invitatele mele, doamna Marieta Seba, director, Compania de Librării București. Bună seara, bine ați venit, doamna Seba. Marilena Chiriță, șef serviciu formare profesională, Biblioteca Metropolitană București. Bună seara, bine ați venit. Și doamna Mirei Rădoi, director, Biblioteca Centrală Universitară. Bine ați venit, doamna. Mulțumesc pentru invitație, bună seara. Bine ați venit. Avem multe de discutat în această seară. Un subiect plăcut pentru o zi de duminică după amiază. Aș începe cu proiectele pe care le-ați pregătit, doamnelor, pentru acest an aniversar, pentru centenar. Și aș începe cu dumneavoastră, doamna Seba, la Compania de Librării București. Ce s-a... Văd acolo că aveți și un catalog. Ce s-a pregătit? Aici este catalogul nostru aniversar, că vrem să demonstrăm că și noi nu avem centenarul, dar deja avem 68 de ani de când existăm, deci de tradiție în comerțul de librărie din București, care el este specific pentru că îmbină atât activitatea de papetărie, dar și activitatea de carte și totdeauna standardul nostru și am făcut eforturi deosebite pentru ca să desfășurăm un comerț civilizat, în special în domeniul cărții, și principalul public al nostru rămân școlarii, studenții, deci către această sferă de utilitate publică, școlară, și facem eforturi foarte mari în domeniul culturii. Bineînțeles că ne-am gândit la nivelul nostru, pentru că avem o rețea locală, deci funcționăm numai în municipiul București și avem momentan o rețea de 45 de librării. În special, nișa noastră pe care suntem foarte bine reprezentați în București sunt cartierele. Deci fostele librării care existau până în 1989 s-au transformat, s-au privatizat și nu am vrut să renunțăm la această prescurtare CLB, pentru că înainte ne numeam Centru de Librării București și acum ne numim Compania de Librării București. Și ați văzut că suntem destul de bine reprezentați vizual în București, pentru că avem sigla școlară pe culoare albastru, școlară, librărie și CLB. Aceasta ne reprezintă și ne-am gândit în mod local, la nivelul societății noastre, și am hotărât că vom avea în fiecare vitrină un colț, acum că s-a definitivat și sigla centenarului, un colț cu sigla centenarului, unde vor fi prezente toate noutățile, pentru că și editorii au programele editoriale, dar în special cărțile de istorie își vor găsi locul în acest colț tradițional. Eu cred că este foarte important, pentru că în 45 de puncte din București noi suntem profesioniști, adică va fi un loc civilizat, un colț civilizat, unde în special istoria noastră își va găsi locul și nu contează de impactul comercial. Pentru că noi, fiind librărie, trebuie să trăim și în amiciție, din amiciție cu indicatorii economici. Dar atunci când este vorba de carte, nu mai sunt prioritari acești indicatori economici, prioritară este activitatea. Deci colțul centenarului... Da, în vitrinele librăriilor celebre. Doamna Chiriță? Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Îmi face o deosebită plăcere să particip la emisiunea noastră și să vorbesc despre biblioteci și bibliotecari, mai exact să vorbesc despre Biblioteca Metropolitană, despre echipa sa și despre ce proiecte pregătim pentru anul centenar. În primul rând, vreau să subliniez deschiderea pe care o are Biblioteca Metropolitană în acest an,
față de parteneriatele cu marile biblioteci din capitalele europene. Un prim pas s-a făcut prin încheierea unui parteneriat cu Biblioteca Municipală din Chișinău. În acest an centenar ne dorim să ajungem la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu Harteu din Republica Moldova, Biblioteca Municipală de la Chișinău, cu 20.000 de volume în limba română. În martie, deja managerul Bibliotecii Metropolitane s-a aflat într-o vizită la biblioteca din Chișinău și au fost donate deja 600 de volume. Tot în cadrul acestui parteneriat dorim să facem schimburi culturale. Scriitori români vor participa la biblioteca din Chișinău și vor lansa cărți. În aprilie, doamna profesor universitar Crina Bocșan de Cusară va lansa acolo cartea dumneaei, File frânte din viața lui Bogdan Petriceicu Harteu. Urmează apoi să avem invitații din Republica Moldova, artiști plastici, pentru care vom organiza expoziții aici, în spațiile dedicate ale Bibliotecii Metropolitane București. Cu această ocazie ne dorim să redeschidem Mediateca George Enescu și Artoteca, astfel încât să avem un spațiu funcțional pentru astfel de evenimente. Doamna Rădoi, am lăsat ultima Biblioteca Centrală Universitară, dar e foarte important ce se întâmplă acolo. Văd că aveți, chiar săptămâna asta înțeleg că sunt niște evenimente programate și vreau să ne vorbiți despre ele. Eu mă bucur că imaginile pe care le-am văzut deja sunt toate de la Biblioteca Centrală Universitară Carol I și prin asta practic am devoalat misiunea autoasumată în ultimii ani de când conduc biblioteca, respectiv de a o transforma nu doar într-un templu al cărții, așa cum ea era deja de la 1891, am privilegiu, dar și responsabilitatea de a conduce o instituție atât de veche, din înaintea centenarului, și ne-am propus din 2010, de când conduc această bibliotecă, să o transformăm și într-un spațiu viu de socializare, de promovarea valorilor culturale autentice românești, de cumva punere la oaltă a ceea ce se întâmpla în mod tradițional într-o bibliotecă și ceea ce trebuie să fie ea astăzi cu toată infrastructura pe care o avem. Prin urmare, noi am debutat anul trecut pentru centenar, am fost în avantpremieră la 1 decembrie, ne-am gândit că să anunțăm cumva ce urmează și am lansat o campanie de 100 de permise gratuite pentru 100, cu valabilitate de 100 de zile. Asta ca să atenționăm cum utilizatorii noștri, care sunt în proporție de 90% studenți, asta e menirea noastră, să îi punem în gardă că urmează un an important pentru România. Săptămâna ce începe mâine, cum ați menționat, vom avea chiar marți, împreună cu Romfilatelia și cu Academia Română, o sesiune de comunicări științifice dedicată centenarului Marii Uniri, urmată de lansarea emisiunii de mărci poștale Făuritori ai Marii Uniri. Este de fapt prima parte, pentru că în 21 septembrie, în timpul Străzii de Carte, ediția 7, anul acesta, vom avea cea de-a doua etapă, să zicem, cea de-a doua parte a acestui eveniment. Marți, de la ora 11, așadar, îl vom avea ca moderator pe academicianul Răzvan Teodorescu și distinși vorbitori, printre care și președintele Academiei Române, domnul academician Cristian Hera, sigur, doamna Cristina Popescu, director general al Romfilatelia. Va fi un eveniment de cea mai înaltă ținută academică. În afară de ce se va întâmpla marți, strict despre centenar, noi am reușit deja să încheiem un volum de cercetare bibliografică asupra periodicelor cu specific bisericesc, în colaborare cu Biblioteca
Biblioteca Sfântului Sinod și de asemenea îl vom lansa în timpul străzii de carte. În timpul străzii de carte de asemenea vom avea o expoziție Marele Război, un pas către Marea Unire, ecouri interne și internaționale cu cei mai semnificativi autori și titluri de carte din propriile colecții referitoare la momentul întregirii neamului. Și nota bene, în 10 mai vom vernisa o expoziție superbă, zic eu, și deja am emoții, abia aștept să se petreacă și vom lansa un volum de aproape 500 de pagini, o cercetare foarte serioasă, Eroinele României Mari, se lucrează de un an la acest volum, Eroinele României Mari, destine din linia întâi, unde la editura Muzeului Național al Literaturii Române așadar va apărea acest album unde sunt trecute în revistă medalioane cu mari femei ale acestei și contribuția lor la Marea Unire, de la Regina Maria până la Ecaterina Teodoroiu, poate de la Marta Bibescu până la persoane mai puțin cunoscute și care, de asta am și dat titlul ăsta, au avut destine din linia întâi. Spre finele anului mai avem, în colaborare cu Academia Română și cu Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Național de Artă și celelalte trei BCU-uri, Biblioteci Centrale Universitare, o expoziție itinerantă cu tema Dialogul România-Franța în perioada 1848-1948, și care va sublinia prin cărți rare, manuscrise, documente oficiale, vederi, etc., va sublinia cumva în principal sprijinul oferit de Franța în realizarea dezideratelor naționale ale României. Deci un an plin la Biblioteca Centrală Universitară, foarte multe evenimente. Doamna Seva, mă întorc la dumneavoastră pentru că această companie de librării București, prin vechimea ei, 68 de ani, da? Aproape că se suprapune perioada asta pe care o discutăm. Două treimi, da, se suprapune. Și aș vrea să ne vorbiți puțin despre istoria acestei companii. Înțeleg că au fost mult mai multe librării, unele s-au pierdut pe drum. Astăzi au rămas câte? 60? Astăzi funcționăm cu 45 de librării, dar ce se întâmplă? Funcționăm la un standard ridicat pentru că sunt complet informatizate. Și chiar dacă dimensiunile lor nu sunt foarte mari, am în medie 70 de metri pătrați, lucrul acesta a fost determinat și de ce se întâmplă în viața curentă. Pentru că până în 1990, deci eu lucrez în compania de librării din anul 1988, luna mai, deci mai am puțin și fac 30 de ani. Mulțumesc! Da, mulțumesc frumos și de 22 de ani conduc compania în postura de manager, director general, președinte Consiliului de Administrație. Dar în 1988, când am venit, era o conducere reprezentată, eu știu, 7-8 bărbați care foarte impozanți, o anumită vârstă și pe scaune foarte bine așezați și eu am venit la concurs pentru că fostul șef de la serviciu organizare a vrut să se pensioneze, nu mai vroia să lucreze. Și am venit să dau concurs și atunci aveam 34 de ani, eram foarte subțirică, dar foarte curajoasă, nu prea știam în ce mă bag, dar mie îmi plăcea foarte mult să citesc și pe vremea aceea era foarte greu să faci rost de cărți. E important să-ți placă să citești dacă lucrezi în domeniul ăsta? Foarte important, foarte important, pentru că știți, este un domeniu în care nu produc mașinile, oamenii vând celorlalți oameni clienți. Și atunci, dacă pe tine te interesează, știi să scoți în evidență anumite aspecte din cărți, poți să citești clientul ce-și dorește, atunci clientul acesta revine sigur dacă ai putut să-i faci, deci, o recomandare. Aici cred că mai mult doamna Chirița ne poate spune că e formator de bibliotecar. Pe ce puneți accentul când îi formați pe acești oameni? Că am întrebat dacă e important să-ți placă să citești. Da, în momentul de asta, în care noi ne formăm echipa, îi formăm pe bibliotecari,
accentul se pune în primul rând pe competențele lor de comunicare. Ei sunt interfața bibliotecii, ei interacționează primii cu publicul nostru și trebuie să fie foarte atenți la nevoile utilizatorilor. Da, e un simplu vânzător? Nu, la momentul acesta bibliotecarul este un profesionist complex. El trebuie să aibă competențe și abilități de formator, să fie un comunicator bun, să fie facilitator. Noi, cel puțin Biblioteca Metropolitană, derulăm foarte multe programe și proiecte în care bibliotecarii noștri organizează ateliere creative. Deci tot acest cumul de competențe se regăsesc în bibliotecar ca profesionist. Da, se va. Am făcut așa o paranteză. Pentru că... Mai vreau să fac o completare, pentru că doamna foarte bine a scos în evidență comunicarea și pregătirea profesională. Că nu trebuie să știi și titlurile să recunoști. Dar, în plus, în librărie se mai adaugă un lucru esențial. Trebuie să fii negustor. Pentru că noi ne producem prin vânzare, ne reluăm activitatea, trebuie să avem bani să plătim facturile, să plătim salariile, nu suntem bugetari. Deci partea aceasta economică noi trebuie să ne o asigurăm singuri. Și atunci nu poți să faci numai prezentare, adică atunci când racolăm personal pentru librărie, trebuie să fim foarte atenți și noi avem programe anuale de pregătire. De regulă am selectat absolvenți de liceu economic pentru că trebuie să aibă și o pregătire gestionară, pentru că sunt miliarde care se gestionează și lucrurile trebuie să fie corecte, să nu avem pierderi. Deci este, ca să spun așa, pe lângă competențele profesionale de comunicare, trebuie să știi să și puncteze, adică clienții aceia să capete încredere în tine, să revină, pentru că în fiecare zi se tipărește. Și acum ne întoarcem la momentul în care ați început să conduceți compania de librării. Câți angajați erau atunci? Atunci erau 850 de angajați, care cred că, dacă erau 90 de bărbați, restul numai femei, în librării cred că erau doar 2 sau 3 șefi de magazine. Și eu eram atât de tinerică, ce să vă spun, dar foarte bine pregătită profesional și cu această dorință de a reuși, o mare ambiție și cu foarte mare dragoste de oameni. Am fost și sunt în continuare. Și cât au fost atunci, la început? Și erau 850 de salariați cu 130 de magazine. Și planul anual, noi dădeam în funcțiune cam 20 de magazine. Deci eu aveam serviciul cel mai greu. Se ocupa și de pregătirea profesională și de designer care aranjam vitrinele și de această activitate de investiții care probabil că era cea mai grea. Dar ce s-a întâmplat cu restul? De ce s-au închis? Cu restul s-a întâmplat cu ceea ce s-a întâmplat cu întreaga societate, că am trecut prin această tranziție și cartea a fost cea mai puțin interesantă din punct de vedere al comerțului, pentru că au apărut tehnologiile noi, deci această concurență și faptul că toată lumea se privatiza, cărțile se vindeau la colț de stradă direct cu mașinile scoase din tipografii și dacă până în 90 erau 3 librării între 2 stații de tramvai, pentru că ele erau calculate la numărul de locuitori din cartierul, așa se programau. Și de regulă aveau o poziție centrală, pentru că vitrinele de carte erau pline cu cartea roșie. Adică și atunci trebuia să fie foarte vizibilă. Da, doamna Rădoi, să vorbim puțin și despre tehnologie. Cum a schimbat internetul, de exemplu, lucrurile? Cred că e important să recunoaștem faptul că ceea ce însemna cartea în 1988, cum evoca doamna Seba aici, nu mai înseamnă astăzi. Numărul tinerilor care își fac permis la bibliotecă în mod constant scade. E limpede și știm și de ce. Sunt cauze cercetate, indiferent de performanța managerială, indiferent de localitate, indiferent de România sau sunt tendințe confirmate la nivel mondial. De... Nu. Dacă
Socrate credea în dialog, Gutenberg ne-a adus în era tiparului, după care Zuckerberg ne trece strada în era digitală. N-avem încotro, asta e profilul utilizatorului. Noi avem deci mai degrabă să duc pe internet, pe Google, decât să facă cercetare la bibliotecă. Este o evoluție firească, ne convine sau nu ne convine, asta ne somează pe noi ca instituții să ne reinventăm locul în societate, în comunitate, ne somează pe noi ca profesie să ne redefinim competențele și, din punct de vedere tehnologic, sigur, să venim la întâlnirea cu un utilizator mult mai aplecat spre folosirea terminalelor electronice, a rețelelor de socializare și așa mai departe. E pusă la punct Biblioteca Centrală Universitară din punctul de vedere? Biblioteca noastră are șansa să fi fost prima bibliotecă informatizată din România, însă din păcate, lucrurile n-au mers la fel de rapid cum ne-am fi dorit. Suntem însă încrezători că printr-un proiect de cercetare pe care tocmai l-am câștigat, urmea să-l contractăm mâine, semnez contractul cu EFIS-CDI, un proiect de cercetare care se numește Lib2Life, The Revival of Libraries and Cultural Heritage Through Advanced Technologies. Deci este strict dedicat aducerii noilor tehnologii într-o instituție cumva poate rămasă un pic în urmă din acest punct de vedere, un proiect de la care așteptăm foarte mult, derulat, va fi derulat în parteneriat cu Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Automatică în principal, și în care vom face lucruri spectaculoase, sper, pe de o parte de digitalizare propriu-zis a unei mari cantități de volume, dar și de analiză, extragerea informațiilor din aceste documente după niște chei foarte intuitive, deci un smart search, pentru că altfel degeaba le digitalizezi dacă te rătăcești între ele și nu poate să-ți fie utile în cercetare. Și de asemenea, mai spectaculos, avem un cyber physical library în acest proiect complex, un subproiect care va face reconstrucția 3D a clădirii, va oferi practic un tour interactiv în cadrul bibliotecii noastre. Noi avem și șansa să avem practic trei corpuri de clădire destul de diferite și e un labirint nu doar al cunoașterii, dar și al arhitecturii. Și de asemenea să adăugăm un notebook, dacă vreți, după modelul Wiki, fiecare cărți fizice să-i o dublăm cu o componentă digitală, astfel încât utilizatorul să se simtă într-o comunitate colaborativă, într-o platformă cu care el este deja obișnuit și pe care o așteaptă de la bibliotecă, așa încât să nu se mai simtă că intră într-un muzeu, cu tot respectul, și muzeele se transformă la rândule, adăugându-și aripa digitală. Nu avem încotro, nu putem să ignorăm timpurile, vremurile și evoluțiile sociale și profilul oamenilor care trebuie să vină la întâlnirea cu noi. Credeți că asta o să aducă mai mulți tineri spre biblioteci sau este o tendință generală în toată lumea? Oamenii se axează mai mult pe internetul de acasă, pe Google și... Sunt studii legate de lectura cărților care ne place unora sau nu, oferă o înțelegere mai profundă, un plus de cunoaștere față de surfingul care tinde uneori să fie haotic, față de, dacă vreți, dopamina clicului, cum este numită, față de absența jaloanelor între esențial și marginal într-un ocean informațional numit internet. De aceea, tocmai rolul bibliotecarului, se vorbește de pildă în Statele Unite de Cybrarian, rolul bibliotecarului va fi de, după părerea mea, de navigator, de a oferi ghidajul în acest nou univers digital. Și de aceea trebuie să fie și un cercetător, și un sociolog, și un informatician, cumva trebuie să aibă competențe multiple. Da, doamna Seba, vă temeți că în viitor, iată, cărțile fizice ar putea să dispară, să ne mutăm cu totul în era aceasta informațională? Da. Bine, sunt dispozitive și aici.
Doamnă, noi nu putem să ținem lumea pe loc, dar noi nici nu ne propunem. Și nici nu ne propunem. Tot pentru informatizare, noi nu am rămas pe loc, ci permanent alocăm fonduri importante pentru modernizarea softului, pentru ținerea la curent a hardului, deci permanent investițiile noastre încep cu IT-ul. Dar ne bucurăm pentru că noi am oferit în felul acesta clienților, din punct de vedere al tehnologiei noi, posibilitatea să-și caute cartea în oricare, pentru că este în timp real, în oricare librărie, în stocul respectiv și să ceară să o aducă lângă casă, lângă serviciu. Deci noi facem aceste operațiuni, aceste servicii către clienți cam în două zile și ce observăm, pentru că noi suntem cantonați în special în cartier, observăm că acolo avem foarte mulți clienți fideli, pentru că la existența noastră de 68 de ani avem trei generații. Bunicii actuali au fost copiii mici care intrau în librării. Aceste librării în cartiere există acolo de când s-au dat blocurile în funcțiune, da? Și în felul acesta bunicii au venit cu copiilor și acum părinții, bunicii au ajuns la a treia generație, la nepoți. Știți ce se întâmplă? Că eram cu tendințele de citit. Se întâmplă că pe lumea aceasta tehnica evoluează, este foarte ok, pentru că într-un timp scurt de acasă poți să ai o enormitate de informații care sunt utile, te pregătești profesional. Dar poate că este bine ca să privim și rolul relaxant al cărții, că seara pe noptieră o carte. Am crescut generații și eu mă bucur că încă mai avem clienți din aceștia și chiar tineri care vin și cumpără. Este adevărat că profilul cumpărătorului din CLB este spre tineri care citesc de mici, participă la olimpiade, au tot felul de concursuri, deci există și această categorie. Noi în cele 45 de librării nu putem să spunem că trebuie să așteptăm 2 milioane de locuitori. Deci avem publicul nostru care, bineînțeles, facem eforturi ca să fim și noi modernizați ca aspect, pentru că în librărie trebuie să găsești un mediu ca și în bibliotecă, relaxant, frumos, util, repede. Nu ne supărăm dacă clienții vin, iau loc, librăriile centrale au și canapele, scaun, citesc și nu ne supărăm dacă nu cumpără, pentru că unii nu cumpără pentru că veniturile financiare sunt modeste și aici intră categoria pensionarilor, care probabil că ar fi clientela cea mai largă, dacă și-ar permite. Nu pot veni la... Vin la bibliotecă, dar da. La noi cartea este caldă, adică imediat... E caldă și, în cazul, atractivă. În cazul librărilor își permit cartea de pe noptieră. În cazul nostru nu e vorba despre cartea de pe noptieră, ci sunt alte avantaje pentru a veni la bibliotecă. Dar permiteți. Vă rog, doamna Chiriță. Este adevărat ce spune doamna manager Rădoi. Într-adevăr, statisticile confirmă că utilizatorii de bibliotecă, fie ea publică, fie universitară, sunt în scădere. Dar în cazul Bibliotecii Metropolitane București, o preocupare majoră este cea a creșterii interesului pentru lectură a utilizatorilor, în special a copiilor și a tinerilor. Și ne-am dat seama că dacă vom interveni aici cu instrumentele potrivite, avem șanse mari ca acești copii să fie utilizatori ai bibliotecii și peste 10 ani și peste 20 de ani. Și aș aminti acum despre un alt proiect al Bibliotecii Metropolitane în an centenar, Basmul Unirii, un proiect care mi este foarte drag. Este dedicat copiilor între 6 și 12 ani. Practic, în toate cele 31 de filiale ale Bibliotecii Metropolitane București, grupuri de copii contribuie la crearea unui basm. Dacă considerați că ar fi potrivit, aș dori acum în premieră să citesc începutul acestui basm. Vă rog! Mulțumesc!
Basmul Unirii. Odată, de mult, când nu exista Wi-Fi, era o inimă mare între munți, o mână gata să o susțină dintre sud și un cuib ocrotitor la răsărit. Însă puteri străine le țineau departe una de cealaltă. Inima neînfricată aparținuse lupului dacic. În cuib își avea sălașul un vultur fantastic, în timp ce forța mâinii venea de la ursul magic din munți. Oamenii încă își aminteau de timpurile în care cei trei, lupul, vulturul și ursul, erau uniți și își apărau de orice primejdie locurile. Rugile lor au reînviat din cenușă pasării Phoenix în chip de bătrână. Aceasta a căutat mult timp un flăcău înțelept, onest, curajos, care să cunoască drumurile și legendele poporului. Până într-o seară, când la căderea nopții, a bătut la poarta unui cioban de la Șes, Ilie. Frumos, frumos. Este scrisă de un grup de copii de clasa a patra. Așa au văzut ei această atmosferă a anului centenar. Ne apropiem și de pauza de publicitate. Doamna Seva, vă să adăugați? Vreau să adaug un lucru care se leagă foarte bine cu acțiunile care le face și Biblioteca Sadoveanu. În momentul când Banca Mondială a avut programele pentru editarea manualelor, alternative, au venit mulți consilieri și din Germania și din Anglia. Și în Anglia ne-au povestit că la ciclurile mici au obligatoriu oră de lectură, să învețe să citească și să-i determine să citească. Păi, de ceea ce... de fapt, formarea de la vârstele astea mici, da, când nu mai formează. Și vreau să vă spun că la noi în librării părinții chiar sunt interesați și cartea de copii cred că este cea mai vândută carte. Practic, eforturile noastre cumva sunt complementare, pentru că cred că trebuie spus că bibliotecile în România sunt de mai multe feluri. Țintesc auditoriu diferit sau, mă rog, utilizatori diferiți. Dacă bibliotecile metropolitane funcționează sub autoritățile publice locale și ele sunt răspândite pe întreg teritoriul țării, bibliotecile centrale universitare București, Iași, Cluj, Timișoara funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale, iar Biblioteca Națională și Biblioteca Academiei sunt sub Ministerul Culturii. De ce e important? Pentru că toate aceste tipuri de biblioteci au misiuni complementare, ele ar trebui să se sincronizeze și să-și armonizeze eforturile așa încât să aibă o rezultantă cât mai bună pentru creșterea, dacă vreți, a nivelului intelectual, cultural, educațional al tuturor generațiilor, nu doar al copiilor. Și asta se poate face prin Comisia Națională a Bibliotecilor, care este, ea funcționează așa conform legii, dar deocamdată urmează să se reactiveze, a funcționat o vreme și cred că prin această Comisie Națională a Bibliotecilor se pot trasa strategii și politici publice încât să fim cât mai eficienți în cheltuirea puținilor bani pe care, evident, îi avem. Dino, despre coordonare, cheia e la coordonare. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi să vedem ce citeau bunicii, ce citeau părinții, ce citesc noile generații. Nu-i așa că e foarte important? Și rolul cărții în dezvoltarea României, că aici e foarte important de discutat. Nu o să avem niciodată o societate avansată fără carte, fără educație, fără bază. Pauză și revenim în câteva minute. De duminică după amiază, dedicată cărților, proiectelor de centenar desfășurate de librării și biblioteci. Doamna Seba, vorbeam despre un lucru foarte interesant în pauza de publicitate, despre metrul liniar de carte, despre bibliotecile din sufragerie. Cum e? Asta s-a schimbat moda. S-a schimbat moda. Asta vroiam să încerc să vă spun, că până în 1990 era foarte interesant să lucrez la librărie, pentru că aveam o clientelă deosebită, cam toată intelectualitatea citea, avea nevoie de cărți, că tirajele nu erau suficiente și atunci era o adevărată goană. Și după procurarea acestei cărți, care pusă în casă, biblioteca respectivă trebuia să dovedească gradul de intelectualitate, mă rog, de
în alta societate care era atunci. Și chiar a fost un lucru haios, să zic, deși trist în esență, pentru că o librărie centrală a primit comandă de metri liniari de carte, pentru că cineva, mă rog, din societatea suspusă atunci politică, își cumpărase și amenaja sufrageria și ne-a spus nu câte volume sau, mă rog, ce li interesa, ci metri liniari pe câtă carte are nevoie să-și mobileze sufrageria. După 1990, cred că ați observat și dumneavoastră la prieteni, la cunoștințe, eu fiind direct interesată în acest domeniu, că nu mai era la modă să ai sufrageria cu bibliotecă și bibliotecile speciale care erau pentru a depozita cât mai multe cărți au început să dispară și să apară modul acesta minimalist de și mobilare. Și cu cărțile ce s-a întâmplat? Cu cărțile fiecare avem pe acasă, noi avem holurile, sufrageriile pline de cărțile care erau atunci. Este adevărat că în momentul de față, când există producție editorială în orice domeniu, la cărți care arată cu totul altfel, prefer să citești cărțile de acum, iar acelea sunt amintirile noastre. Restul, nu știu. Deci ce citeau bunicii, ce citeau părinții? Citeau bunicii, părinții, citeau foarte multă literatură, pentru că nu exista nici măcar programul la televizor. Și atunci era goana după literatura clasică, literatură străină, mai se strecura și atunci. Dar aceasta era baza. După 90, foarte bine au mers și în continuare pentru pregătire profesională. Medicină, drept, deci sunt domenii care merg foarte bine și unde apar într-adevăr cărți foarte serioase. Dar v-am mai spus că dacă facem o statistică a cărților vândute, cele mai multe sunt pentru copii, pentru că există într-o varietate, ce să vă spun, nelimitată. Există un târg de carte pentru copii la Bologna. Deci, dacă se face un târg de carte numai pentru cartea de copii, vă dați seama ce diversitate și ce grad de educare. Deci fiecare carte contribuie copii, la cărți educare. Cărți pentru copii, cărți pentru diverse specializări. Da? Și acum, la modă, cu spiritualitatea, ezoterismul. Cărți din acestea care se vând foarte bine și care toate editurile încearcă să le produc. Doamna Rădoi, vreau să spun ceva aici? Vreau să spun că trăim sub două dictaturi, ca să zic așa, la ora de față. Idolatria digitală de o parte și tirania vizuală pe de altă parte. Predau de peste 20 de ani și văd cum se schimbă profilul studentului. De aproape 10 ani sunt director la BCU și avem studii pe care le facem sistematic asupra profilului utilizatorului. Ce își dorește, ce așteaptă, ce consum cultural, educațional, ce preferințe de lectură, de ce vine la bibliotecă, de ce nu vine la bibliotecă, de ce nu ar... și așa mai departe. Și vedem că e clar că dincolo de copiii care sunt îndemnați să citească sau să ia contact cu o carte în format print, clasic, și dincolo de nevoile de pregătire profesională, tot mai mult se consumă filme, seriale, jocuri. Trăim în gamification society, gata, să nu mai e lumea. Eu mi-amintesc când eram rolul librarului și al bibliotecarului, când eram elev de școală generală și ulterior la liceu, aveam o relație personală cu librarul de CLB, pentru că m-a anunțat când urma să vină X titlu, traducere nouă din nu știu ce colecție pe care mi-o doream, eram preocupată, pasionată de filozofie și erau traduceri foarte așa, când apăreau se topeau repede. Rare. Era, da, era marfă de sub teșghea, ca să zic. Ori la ora de față abundența ucide dorința. Nu știu cum se întâmplă că trăim în contra
punct din punctul ăsta, din perspectiva asta. Tocmai de aceea Biblioteca Centrală Universitară Carol I și-a propus să iasă în stradă, să vină la întâlnirea cu utilizatorul, nu doar să stea să-l aștepte și să, cum să spun, să fie veșnic dezamăgit. Respectiv, folosim noi și facem personaje cunoscute, adică să atrageți, nu știu, tocmai, vedete. Folosim cum se numește în publicitate Key Opinion Leaders. Uh-huh. Adică organizăm foarte multe evenimente, și printre care Strada de Carte, deja un festival a ajuns anul acesta la 7-a ediție, în care vrem ca cele 7 arte reprezentate la cel mai înalt nivel și prestigios să vină cu acces gratuit la întâlnirea cu un public care nu e în mod obișnuit utilizatorul de bibliotecă. Și după ce a venit odată la un atelier pentru copii, o mămică, sau după ce a venit la un concert cu Nicu Alifanti, sau după ce a venit la o întâlnire cu un mare regizor în Aură, la o proiecție de film, Cristi Puiu, sau mai știu și eu, am avut foarte multe, sau după ce a venit la o expoziție de carte obiect sau de lucruri care nu sunt în mod obișnuit în portofoliu de servicii pe care le prestează o bibliotecă. Deci, practic, transformăm biblioteca într-o platformă de socializare, de întâlnire autentică între oameni, atunci el va fi mai probabil să devină utilizator de bibliotecă. Ne facem cunoscuți noi, pentru că altfel nu vor veni către noi un public din ce în ce mai larg. Da, Chiriță, câți oameni înscriși aveți, utilizatori înscriși, câți frecventează, ca să ne dăm seama? La momentul acesta pot să mă raportez un picuț la statisticile anului sfârșit decembrie 2017 și Biblioteca Metropolitană număra un număr de utilizatori înscriși 19.000, iar activ undeva la 40.000. Referitor la cum 19.000 înscriși și 40.000 activi. La noi la Biblioteca Metropolitană există un sistem prin care îi numărăm și pe cei care vin cu permise din anii cincinal, așa numim noi această perioadă în care ei au acces la bibliotecă. Referitor la cum încercăm să atragem publicul și să-l facem să citească poate și altceva decât ceea ce reprezintă preocuparea esențială a respectivului utilizator, derulăm încă de anul trecut campania de carte PNV. Practic în fiecare lună, în ziua de 13, o zi aleasă, utilizatorii au posibilitatea în filialele noastre să vină și să împrumute cărți ascunse într-un plic și să fie surprinși în momentul în care ajung acasă că poate, deși nu preferă, știu și eu, domeniul filozofie, să regăsească o astfel de carte sau păi și poate eu, un și autor. Citesc, sau? Da, din feedback-ul utilizatorilor reiese că este o provocare la care ei răspund cu mare plăcere și ne bucurăm că această campanie are succes. Spuneți-ne câteva titluri care au făcut furori în România. În ce perioadă? Dar dacă vă spun, după Revoluție, după 1990, mi-aduc aminte de Tămașa lui Hristos, vorba, care cred că s-a vândut în 500 de mii de exemplare. Asta a apărut prima pe piață. Pe piața asta liberă, unde existau bani în momentul ăla, exista sete de citire, că în anterior nu existau cărți. Și după aceea s-a ajuns la Sandra Brown, dar vedeți, acestea sunt ca niște comete, adică dacă nu e ceva esență, nu construiești. Așa editura Miron, care a scos Sandra Brown, așa a și dispărut. Adică a făcut mulți de bani, dar mă rog, nu știu ce au făcut cu banii respectiv, că editura aproape că nu mai există. La ora asta? La ora aceasta, eu zic că și în cadrul librăriilor, noi bineînțeles că facem selecție a titlurilor care ajung pe rafturile librăriilor
și în primul rând fiecare librărie are această posibilitate și această autorizare din partea noastră de a-și alege sortimentul care îl oferă, pentru că am constatat că acest sortiment este foarte mult legat de librar. Ce îi place lui să citească, formația lui care o are, dacă schimbă locul la altă librărie, să știți că publicul din cartierul respectiv iară vine la filozofie, la istorie, depinde librarul ce recomandă mai mult. Poate îi place beletristica, dar sunt foarte mulți librari. Și înainte de Revoluție? Revoluție, doamnă, titlu, care eu personal în 89 obțineam de la miniștri file, că atunci era cu filă de plan, să-ți dea numărul de personal, să-ți dea fondul de investiții și așa mai departe, era șogunul, care chiar nu a mai fost retipărit. Deci cu acest șogun, când te duceai, deschideai orice ușă. Așa de citit și de important. Și cu cartea important. Roșie? Doamna, cartea roșie a fost în cantități foarte mari. S-a făcut o topitură în anul 90. Eu țin minte acum, în valorile respective erau 30 de milioane, care, mă rog, noi am fost scutiți din punct de vedere financiar pentru că am topit-o. Dar cred că anumite titluri puteau să rămână, pentru că după aceea am înțeles că erau nu știu, albume, cărții cu Ceaușescu, editate și în, cred că în engleză, germană, care se vindeau, citeam la anunțuri, cu 30 de mărci, cu... Înțelegeți? Deci se putea face și un business, dar noi dar am topit-o. Dar cum se mai cumpără carte politică, de exemplu? Că toată lumea face politică la televizor. Politică atât de mult se face, toți se pricep la politică, dar nu cred că se citește atât de bine politica. Este adevărat că avem autori români și aici trebuie să spunem meritul editurii Humanitas, care este o editură de prestigiu, aproape că este pe primul loc în vânzările noastre și culmea este cu autorii români. Deci autorii care apar acolo nu au probleme. Domnul Boia, dacă scoate o carte, probabil că și la dumneavoastră la fel de citit este, se vinde imediat, și dar nu mai sunt tiraje. Acum probabil că scot 5.000, 10.000 primul tiraj, dar noi vorbim de perioada aceea, v-am spus, de 500.000 de exemplare. Adică vă dați seama ce enormitate și câți bani se puteau bine, face. Acum e și foarte mare oferta, cum spunea și doamna Rădoi. Foarte sunt foarte mulți autori, sunt da, e diversificată, oamenii au de unde și tiraje de astea. Știți? Și de aceea insist, pentru că trebuie să lucrăm începând de la copii. Dacă noi le dezvoltăm gustul, ei deja știu către ce se îndreaptă când sunt adolescenți, când sunt maturi. Și aici au ajungem formație. La rolul cărții în dezvoltarea societății românești. Cum vedeți dumneavoastră în viitor dezvoltarea României, având în vedere interesul pentru carte, doamna Rădoi? Eu cred că bibliotecile sunt infrastructuri critice din punct de vedere educațional și cultural pentru o națiune, pentru că prin ele se selectează și se prezervă memoria socială, respectiv trecutul. Prin ele, pentru că ele aleg ce să caseze, ce să topească și așa mai departe și ce să păstreze, deci formatează memoria. Pe de altă parte, cultivă accesul la prezent, la resursele infodocumentare prezente și, pe de altă parte, promovează inovația pentru viitor. Dacă ne gândim la Carol I, fondatorul Bibliotecii Centrale Universitare din București, spunem că a fost cel mai mare om de stat al României pentru că a avut viziunea de a moderniza statul român, nu numai prin șosele, ci și prin biblioteci. Nu numai prin instituții, ca să zic, de infrastructură fizică, ci a înțeles importanța pentru tinerimea română, pentru dezvoltarea națiunii, a unor instituții culturale. Tocmai de aceea a și așezat-o ca dovadă a respectului și a dragostei pentru și a înțelegerii importanței bibliotecii vis-a-vis de Palatul Regal.
Dar cum vedeți, doamna Rădui, în viitor, pentru că vorbim despre centenar, am analizat această perioadă de 100 de ani, da? Ce se va întâmpla în următoarea 100 de ani, având în vedere interesul noii generații pentru carte? Interesul noii generații pentru carte trebuie cultivat, trebuie ghidat. Eu pot să dau 10 motive pentru care orice tânăr trebuie să vină la BCU, nu doar ca să citească, și pentru a se întâlni cu un celălalt pe care altfel nu are unde să-l întâlnească, pentru a discuta lucruri, pentru a se conecta împreună în lecturi, în cunoaștere, pentru a consulta bazele de date științifice pe care nu le găsește în altă Mulțumesc parte și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, doamnelor. Din păcate a expirat timpul emisiunii. O emisiune foarte interesantă, constructivă. Vă mulțumesc, vă mai aștept și cu altă ocazie. Mulțumim și noastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu B1 TV, urmează Irina Petraru. Să aveți o după-amiază plăcută în continuare, o seară plăcută. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și